Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați revenit la emisiunea ZF Profesii Liberale. Vă propunem astăzi o discuție despre antreprenorul în IT, profesionistul în IT pe piața muncii, de la profesie liberală la antreprenoriat. Sectorul de IT este unul cele mai ofertante din punct de vedere al trecerii acesteia de la statutul de angajat la cea de antreprenor, dar în prealabil foarte mulți IT-iști, mai ales după ce am trecut prin această perioadă de pandemie, au ales să se încorporeze, în ghilimele, să treacă la alt statut. Vom discuta în continuare drumul acesta al IT-istului de la angajat la liber profesionist și apoi la antreprenor, împreună cu domnul Dragoș Diaconu, CEO Arctic Stream, un exemplu pentru acest parcurs în România, o companie cotată la Bursa de Valori, un colaborator frecvent al ziarului financiar. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Și cu un reprezentant de asemenea de la partenerii noștri în acest demers de ilustrarea importanței profesiilor liberale în economia românească, un reflector pe care îl propune această emisiune pentru tot ce înseamnă profesie liberală, începând de la contabili, notari, medici și așa mai departe. Sunt zeci de mii, sute de mii de profesioniști. Acolo e practic, să spunem așa, sediul liberalismului, dacă vreți, în economie și a libertății în economie, în zona aceasta de profesii liberale. Domnul Eduard Ursu, reprezentant Libra Internet Bank. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. O să începem cu domnul Dragoș Diaconu, CEO Arctic Stream, cum spuneam, companie cotată la Bursa de Valori. Am văzut rezultate bune pe anul trecut, le-ați dat de curând publicității, pentru că așa se procedează, și am văzut că ați avut și o adunare generală a acționarilor. Aș spune eu așa câteva date: 126 de milioane de lei venituri, am trecut plus 54%, profitul net de asemenea în creștere cu 35%, compania are o creștere la 12 luni cam de 28-30% a acțiunilor, companie cotată, un demers curajos de a veni la Bursa de Valori. Cum este situația în 2024? Putem mai întâi un scurt comentariu legat de 2023, pentru că a fost cel mai bun an pe care l-am avut noi până în acest moment. Și suntem în continuare optimiști și spunem acest lucru pentru că noi vedem deja aproape finalizate rezultatele din primul trimestru din 2024 și cifrele ne oferă optimism și încredere atât pentru anul acesta cât și pentru anul viitor. Credem că industria de IT se află industria de IT de integrare se află într-un moment bun, cel puțin din perspectiva noastră în acest moment. Deci noi suntem optimiști în ceea ce privește viitorul. Dumneavoastră definindu-vă ca o companie integrator de infrastructură și securitate IT. Într-adevăr, noi ne definim ca un integrator în piața asta mare de IT și prin acest lucru, de fapt, ne referim la a pune la oaltă diferite tehnologii, astfel încât să rezolvăm o problemă de business a clientului. Știu că industria de IT este deseori asimilată cu software-ul și cu programarea în general, dar cu siguranță există mai multe zone, iar noi suntem în această zonă de IT și integrare în partea de securitate și am spus-o de mai mult timp cu focus pe partea de cyber security și am arătat-o prin acest parteneriat strategic pe care l-am încheiat de curând cu un alt partener din piața de IT, respectiv DataCore Systems. Ați cumpărat 23% din acțiunile unei alte companii, cum a spus, DataCore Systems, nu? Încă nu am ajuns la acest pas. Urmează, suntem în pasul de memorandum of understanding. Interesant. Deci practic deci este... nu un pachet majoritar, ați cumpărat o parte din acțiuni. Corect. Ca obiectiv o alianță când vă duceți pe piețe sau... Corect. Având în minte o alianță strategică, astfel încât ambele companii să profite din dezvoltarea operațională a celor două business și nu neapărat din cea financiară, atunci unde ar fi fost nevoie de un pachet majoritar. Și doar ca un alt scurt comentariu, industria de cyber security, chiar dacă face parte în aceeași
zonă mare de IT, are anumite specificități și cred cu tărie că este dificil să conduci o altă divizie într-o zonă diferită de cea inițială, fără să ai expertiza necesară. Iar Data Core Systems vine cu această expertiză în zona de cyber security. Vă completați în oferte? Exact. Ne completăm în oferte, ne completăm în clienții, ne completăm poate în procese, pentru că vom învăța unii de la alții lucrurile cele mai bune și încă o dată vom face lead cu partea operațională. Domnule Eduard Ursu, iată, un sector dinamic. Numai că ajung să fie antreprenor, dar încep să se intersecteze în acționariat. Nu, avem o creștere accelerată în această zonă. Într-adevăr, este un domeniu principal printre profesiile liberale Libra. Și când spun asta, mă bazez pe faptul că se dezvoltă constant și în ziua de astăzi noile tehnologii avansează foarte mult. Fără domeniul IT și fără persoanele care desfășoară această activitate, foarte multe dintre activitățile noastre ar fi imposibile. Noi, din punct de vedere bancar, încercăm să fim alături de ei și să îi susținem în toate proiectele pe care le au. Și că tot povesteați mai devreme, vorbim și avem proiecte cu clienții noștri care vor să înființeze niște clusteruri în zona asta IT, la fel cum spuneați, pentru completare de servicii, clienți, pentru o mai mare eficientizare și, bineînțeles, pentru un ritm accelerat în inovare, inovarea produselor, serviciilor, fiindcă totul avansează foarte repede acum și este nevoie de dezvoltare în zona asta. Bun, mă întorc la domnul Diacon. Care este povestea noastră? Cum ați fondat această companie? Ați terminat o facultate de profil în automatică sau cibernetică? Am terminat facultate de automatică și calculatoare, secția calculatoare, deci practic profil de inginer, dacă e să plecăm de acolo. După care câțiva ani de zile am lucrat într-o zonă de suport la un service provider, la RDS, și apoi am intrat în viața de corporație, sincer, și pentru 9 ani de zile cariera mea s-a desfășurat în corporație pe diferite poziții de inginerie, sales, dezvoltare de business, după care ideea practic de antreprenoriat a venit mai degrabă de la școală, pentru că am plecat la un MBA. Și sincer, dacă mă întrebai probabil cu vreo 2-3 ani înainte de respectivul pas, nu m-aș fi văzut într-o astfel de poziție de antreprenor, dar în cazul meu școala cred că a dat un boost, deși compania exista ca entitate cu puțin înainte de plecarea mea. Efectiv, decizia de a face acest lucru a venit în primele 4-6 luni la școală. Am intrat cu o idee și am ieșit cu alta, cum stă bine unui student de MBA. Pe care simt cu ideea să ajung general manager într-o companie care folosește tehnologia într-un fel sau altul și am ieșit încercând să pornesc acest mic integrator pe forțe proprii și de acolo a început dezvoltarea în zona asta de antreprenoriat. Ați ales să nu mai fiți general manager, nu? Pentru ce v-ați pregătit și v-ați gândit, domnule, haideți să merg în... să-mi deschid propriul business, să fiu general manager. Corect. Diferența era că aici eram general manager peste mine și încă un coleg, poate în altă poziție aș fi fost într-adevăr într-o poziție. Era general cu un soldat. Și cu mine, doi. Doi. Așa. Da. Da, păi din asta era generalul și soldatul, nu? Și cum ați făcut? Primele contracte, cum v-ați așezat în piață așa? Spre deosebire de alte, spunem, de alte startup-uri în zona de IT care pleacă în general, nu întotdeauna, într-o zonă de produs, unde vin cu o inovare în ceea ce înseamnă poate aplicația sau produsul respectiv, noi făceam parte dintr-o industrie bine stabilită, în care lucrurile se desfășurau destul de clar într-o anumită direcție. Deci nu era nevoie efectiv de inovare în produsul în sine, pentru că piața de integrare e foarte bine definită cum
se întâmplă lucrurile. Deci mai degrabă era o problemă de a găsi clienți, de execuție, de a găsi poate și capital financiar și a face lucrurile astea. Și ați luat pagina URI? Google? Cum ați găsit primii Nu, din fericire aveam, pentru că lucrasem mulți ani înainte în acest domeniu de IT și în partea de sales, aveam o idee bună despre ceea ce înseamnă piața de IT din România, fie că erau parteneri de industrie, fie că erau clienți și astfel am avut un prim punct de plecare. Cine a fost primul client? Mi-e greu să răspund la asta. Chiar. Din ce sector sau primii clienți? Către cine ați vândut? Bună întrebare. Asta e o întrebare pentru colegul meu, Vlad. Chiar nu știu ordinea lor de atâta, dar știu să zic că practic erau două, trei sectoare mari pe care le privam. Erau partea de utilities, da. Partea de privat, clienți privați mai mici și da. Partea de public, acolo unde, na, depinde de la, puteau să fie proiecte mai mici sau mai mari, dar în general primii pași au fost făcuți mai degrabă alături de alți parteneri. Aha. Decât noi de sine stătători. Aha. Iată o cale aceasta. Cred cu tărie că asta care este... să pornești așa puțin la remorcă, în ghilimele. Corect. Nu? Alături de alți parteneri și ei dau în spate. Dom'le, uite, am și tema asta, o faci tu. Da. Într-o zonă de expertiză pe care o cunoști, pe care ești stăpân pe ea și în care poți să livrezi serviciile la calitate... Pentru că altfel probabil cineva nu te-ar lua dacă nu ai face lucrurile astea. Asta a fost unul deci, dintre motoarele dacă noastre. Ai să spunem, un istoric de know-how, oamenii te apreciază și ai și conexiunile necesare, s-ar putea să intri, să reușești. Cum e la început, domnule Ursu, banca finanțează așa trecerea aceasta de la angajat la mic întreprinzător? Cum sunt priviți din punctul de vedere al băncii oamenii care au astfel de inițiative? Chiar mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. Voiam să menționez și eu că din experiența pe care o avem noi, este foarte complicat tu ca firmă locală cel puțin sau ca o firmă mai mică să poți duce la capăt un proiect de la zero, fiindcă ai nevoie de foarte multe resurse. Și de obicei întâlnim în piață și printre clienții noștri foarte mulți clienți care au contracte ce vizează doar o anumită bucată dintr-un proiect. Și ca să vă răspund la întrebare, noi pornim finanțările de la persoane fizice din zona IT, inclusiv PFA-uri la început de drum până la firme mari. Și aici avem un avantaj, să zic, din punct de vedere bancar, fiindcă suntem specializați în zona asta și avem expertiză în zona IT, știm cum să analizăm, cunoaștem efectiv cum își desfășoară activitatea, mai ales din punct de vedere financiar, și este foarte ușor să finanțăm chiar și startup-uri, să putem să avem niște venituri previzionate pe baza contractelor, poate pe baza experienței pe care o au sau nu cei care intră în parteneriat cu noi din punctul ăsta de vedere al finanțărilor. Ați apelat, domnule Diaconu, la finanțare bancară atunci sau pe fondurile proprii ați crescut inițial? Am pornit pe fonduri proprii pentru că nu este neapărat o industrie, cel puțin în ceea ce facem noi la momentul respectiv, e o industrie care îți permite să pleci cu fonduri mai puține, cu capital mai puțin, atâta timp cât furnizorii cu care tu lucrezi îți oferă suport în deci acest... credit furnizor, ca să spunem așa, exact, pe credit furnizor, cel puțin în cazul nostru a funcționat în parte, pentru că e normal, la început instituțiile să fie un pic mai reticente, pentru că compania este nouă, nu se știe absolut nimic de ea, nu se vede niciun track record și măcar în cazul nostru ai fi putut să arăți diferite contracte cu clienții, dar dacă ne uităm la un startup din zona de software care creează un produs, e clar că pentru, cel puțin pentru prima perioadă, nu știu, 1, 2, 3 ani de zile, nu are cum să arate un stream de revenue, ci doar proiecții și diferiții clienți când punctuali. Ați ajuns la nivelul în care să aveți nevoie de o bancă? De curând. Acum 2 ani de zile, să zicem, probabil au fost atunci când și bărțile ne-au luat mai în serios în seamă, pentru că, de fapt, a fost imediat după listare, deci acum 3 ani de zile. Deci ați ajuns la bursă? Mai repede.
Am înainte ajuns, să lucrez cu o bancă. Cam da, am ajuns la bursă înainte să... Cu o bancă întotdeauna lucrezi. Lucrezi că trebuie să ții conturile. Absolut, dar vorbim de produse de creditare sau alt tip de produse care le mai folosim în industria asta, nu știu, scrisori de garanție sau alt tip de produse mai târziu. Am ajuns la momentul listării. Cam la cât timp a venit de la înființarea firmei? Momentul listării. A venit la un timp foarte scurt după înființarea firmei, respectiv aproximativ 4 ani, 3 ani jumate. Okay. Într-un moment în care piața noastră de IT era efectiv efervescentă și aștepta cu nerăbdare listări în această zonă, cred că au fost câteva luni de zile în care s-a întâmplat acest lucru. Noi am dorit întotdeauna să fim mai transparenți. Am văzut în zona asta o posibilitate de a atrage capital uman listându-ne la bursă. Eu unul eram învățat cu mecanisme de tipul stock options plan și le aveam în minte și mi s-au părut că... Ca beneficiar. Ca beneficii pentru partenerii cu care am început compania sau pentru primii angajați sau pentru manageri și mai apoi către... Stock option plans fără să fie acțiunile cotate. Fără să fie acțiunile cotate prima dată. Da, la început v-ați gândit de la început. Încă de la început la chestia asta. Ok, nu îi oferă lichiditate și e mai dificil efectiv să faci ceva cu ele. Ok, ai primit 100 de acțiuni, dar nu poți face mare lucru cu ele. Dar în momentul în care ele sunt listate, ai o piață care spune care este prețul respectivei acțiuni și e ceva. Și ați decis listarea. Și am decis listarea. Pe piața Aero. Pe piața Aero, da, am decis listarea în, cred că am reușit în 90 ceva de zile, 3 luni. Incredibil. Să plecăm de la idee, să trecem prin plasament privat și până la plasamentul privat, De la plasamentul privat, la listare au mai durat încă 2 luni de zile, că sunt tehnicalități care trebuie să se întâmple. Deci, v-ați gândit la listare, vă gândeați încă din momentul în care încercați să atrageți... colegi noi în firmă, nu? Sincer, mă gândeam mai mult la stock options plan decât la listare, dar atunci când a venit și acest moment favorabil listării, ne-am decis destul de repede că e calea pe care vrem să o urmăm și vine cu beneficii și cu niște lucruri pe care trebuie să le faci, pentru că... Deci, iată, domnule Ursu, o nouă categorie de clienți, nu? Poate aici antreprenori sau acționari care poate să pună garanție un pachet de acțiuni acum. Nu numai pui garanție un apartament, pui un pachet de acțiuni. Sigur, să știți că acest subiect l-am mai abordat și noi cu anumiți clienți, tot, sincer să vă zic, din zona IT, fiindcă ei sunt mai ancorați în zona asta de plasamente și de acțiuni și chiar suntem în discuții, să zic așa, și cu colegii noștri de la juridic să găsim soluții pentru a putea accesa drept garanții aceste acțiuni. Și este un lucru inovativ care sunt sigur că nu va mai dura foarte mult până va deveni realitate. Este realitate, dar să fie generalizată, ca să spunem așa. Deocamdată sunt 3-4 firme, mai nu vedem că asta se întâmplă în plan generalizat și avem în față marele jucători, UiPath, nu? Care a ajuns în altă ligă. În America, a făcut nu știu câte zeci sau sute de milionari în România prin această listare, dar cred că nici noastră nu vă plângeți cu acționarii cei care au subscris în primele nu runde de majorare de capital de la noastră, de la firmă. La noi a fost un plasament privat și uitându-te foarte obiectiv, listarea s-a făcut atunci la 25 de lei și acum acțiunea e 31 de lei, deci o creștere, să spunem, aproximativ de 30% în 3 ani. Niciun caz o creștere, fulminantă din această perspectivă, pentru că listarea s-a făcut într-un moment în care efervescența era destul de mare și noi, practic, apoi am lucrat mai bine de 2 ani de zile să rămânem la valuation-ul stabilit inițial și să demonstrăm prin rezultate financiare, prin creșterea echipei, prin seriozitate, să demonstrăm că noi putem fi acolo și că aia este valoarea noastră.
Adevărată. Cum vedeți această intersecție între IT și business? A trebuit să învățați business, nu? Cum spuneați că ați fost și la școală, la MBA. Da. Și acum teme de resurse umane, de finanțe, de nu, comerciale, rotația stocurilor, eu știu. Cum e în această zonă? Ați plecat de la programare și tehnologie și sisteme de operare și acum veniți în sisteme de business. Sigur, provocator și interesant în două cuvinte. Altfel, pentru mine, unul dintre lucrurile pe care le-a adus școala au fost efectiv cunoștințe în zona asta financiară și de corporate finance, care apoi au oferit un suport consistent în listarea noastră la bursă. Fie și prin simplu fapt că înțelegi mecanismele, înțelegi ce se întâmplă și nu ești pur și simplu un pion în zona CFO-ului sau în zona financiară care doar să înțeleagă aici. Ai limbajul, înțelegi despre ce e vorba, poți să te gândești la anumite lucruri pe care ți le dorești să le faci, chiar care dacă se nu reflecte știi, în exact, chiar dacă nu știi ultimele detalii din efectiv cum se întâmplă acea acțiune corporativă. Bine, cealaltă zonă de sales vine și de la școală, dar și din experiența dinainte, pentru că fără ea nu se poate. Zona tehnică era background-ul meu, cel puțin în cazul meu, asta era zona în care veneam. Și cum priviți dumneavoastră acum această profesie de IT-ist din punct de vedere al drumului spre antreprenoriat? Îți deschide aceste orizonturi de a deveni, de a fi nu neapărat angajat, ci profesionist, mai întâi, eu știu, persoană fizică independentă sau autorizată și apoi să ai și angajați? Cum o vedeți? Hai să încep să ordonez câteva gânduri, că mi-au venit foarte multe lucruri în minte. Cel puțin în cazul meu, eu am sărit peste profesia liberală, practic eu am fost în corporație în zona de antreprenoriat. Mă uit acum la generația mea, eu am terminat facultatea în 2008. La noi, în facultate, nu se promova această idee de a asuma riscuri, de a gândi inovativ, de a construi un produs nou. Erau alte vremuri în care se căuta un pic mai mult, să spunem, securitate a muncii, veneam și cu alt background. Și, sincer, nici nu exista capitalul suficient, nici capitalul personal, nici capitalul de risc. Mă refer aici la VC-uri. În ziua de astăzi, noi suntem parte din Innovation Labs și vedem acolo niște lucruri absolut extraordinare și de fiecare dată mă compar, încerc să-mi aduc aminte cum eram eu acum, nu știu, 16 ani și cum sunt tinerii din ziua de azi. Sunt expuși clar mult mai mult la informații, sunt mult mai încrezători în ei, sunt clar dispuși să-și asume riscuri, să construiască produse noi, să stea într-o comunitate mică de 2-3 ani care să înceapă să facă ceva. Indiferent ce e acest ceva în zona de IT. Deci îi văd mult mai bine pregătiți decât eram noi, mult mai bine calificați și mult mai dornici să facă aceste lucruri. Acum, acest pas de care vorbiți dumneavoastră de la profesia liberală la antreprenoriat, cred că nu trebuie privit superficial, pentru că tendința uneori de a avea această profesie liberală o văd fie din flexibilitate, pur și simplu îți dorești să ai flexibilitate în ceea ce faci în muncă, poate din motive să zicem fiscale. Fiscale. De aici la următorul pas, și dacă e vorba de un produs, îți dorești să construiești un produs, trebuie să înțelegi că îți asumi niște riscuri și atâta timp cât ești tânăr poți să-ți asumi aceste riscuri fără nicio problemă. Și dacă vei da greș, nu e nicio problemă. Ești tânăr, ai putere de muncă, cazi, te vei ridica, vei începe din nou, poți să faci altă idee, poți să începi cu altceva. Nu e nicio problemă dacă nu va funcționa nici aia. Din nou, ești tânăr, ai putere de muncă, nu depinde prea multă lume de tine. Ia și încearcă și fă lucrurile astea din nou. Cred cu tărie că ăsta e unul dintre lucrurile pe care ar trebui să le promovăm mai mult. După aia au apărut aceste VC-uri în România, Venture Capital, avem 2-3 în România în zona de IT care sunt active, au pus chiar și în programul de care spuneam mai devreme, Innovation Labs, vorbesc de, dacă nu greșesc, 500.000 de euro și dacă se va găsi ideea sau ideile, e o sumă foarte consistentă de finanțare pentru o idee care ajunge poate în stadiu de minimal viable product și nimic mai mult de atât. Deci cred cu tărie că tinerii din ziua de azi au
puțin mai multe șanse și oportunități decât am avut noi și există mai multe mecanisme și sisteme care să-i ajute să facă asta. Încă o dată, nu suntem Silicon Valley, nu mă înțelegeți greșit, n-am ajuns acolo. Suntem Politehnica Valley. Suntem Politehnica Valley, suntem după Europa de Vest, dar avem niște elemente. Și să pui semințe, de fapt, asta e ideea, să pui semințe, că ele vor poate să germineze și într-o dată să... Și le crești și le crești și la un dat... Da. Chiar dacă avem, ce frumos a spus domnul Diaconu, un eșec, două, trei, domnul Ursu, trebuie să vă duceți la șeful băncii să spuneți, domnule, vrem să dăm credite pentru eșecuri. Să știți că, la fel cum spuneați mai devreme, vedem și noi printre clienții pe care avem și printre tinerii clienți pe care avem foarte mult entuziasm în a se duce în zona asta antreprenorială și, cum spuneați, pleacă ușor, pleacă de jos. Am observat că mulți dintre ei devin parteneri în anumite proiecte la companiile mari și apoi ușor, ușor își mai găsesc și alte proiecte pe lângă. Proiecte care vin la pachet probabil cu mai multă muncă. Și ușor, ușor începi să ai nevoie de încă un partener, să mai atragi o persoană, două, poate chiar de pe băncile facultăților. De ce nu? Sunt foarte multe cazurile în care studenții deja, înainte de a finaliza studiile, intră pe piața muncii. Și dacă e un lucru important pe care l-am învățat, e că trebuie să ne asumăm și când avem câte un impediment, trebuie să găsim o soluție, nu să zicem că am greșit și să ne plafonăm, trebuie să găsim soluții. Și cred că în zona IT asta e unul dintre lucrurile principale, se găsesc tot timpul soluții. Da. E impresionant. Începi cu o idee, dar piața s-ar putea să te ducă în altă parte, nu? Este una dintre definițiile produsului de startup, el se poate... Da. Trebuie la altceva. Ce vedeți în anii care vin, domnule Diaconu? Și de asemenea, întrebare comună și pentru reprezentantul Libra Internet Bank. În următoarele două minute, pentru a încheia conversația noastră, să facem o perspectivă de viitor. IT-ul va continua să crească în România, există loc. Ne vom duce mai mult poate pe zona de automatizări de acum încolo, poate pentru zona asta de transformare a lumii reale, real world, cum se spune, nu? De la bits la atomi, poate. Vă rog. În câteva cuvinte aș spune așa, în zona noastră de integrare, cel puțin în ceea ce înseamnă România, următorii ani vor fi buni. Vedem fonduri din PNRR, vedem fonduri europene, vedem procese de digitalizare pornite de la instituții centrale sau instituții locale, nu contează, e clar un apetit pentru digitalizare și este susținut de mai mulți vectori. Cei menționați din mai înainte îi văd eu ca fiind cei mai importanți. În zona asta de software văd anumite provocări pentru că AI-ul va fi unul dintre elementele care va impacta cel puțin tinerii programatori și apoi dacă nu există tinerii programatori există riscul ca în 5-6 ani de zile să nu mai ai seniorii programatori pentru că dacă nu ai baza pe care să o execuți acum va fi dificil mai târziu. Asta nu înseamnă că trebuie să ne speriem acum să ne credem că AI o să ne ia toate joburile, nu se va întâmpla asta. Niște ipoteze. Niște ipoteze, mai ales în ceea ce înseamnă profesioniștii cu experiență în zona de software, nu cred că vor fi că vom ajunge atât de repede la un impact atât de mare a AI-ului. Mai văd o zonă de creștere asta de cyber security, ăsta este și unul de motivele pentru care noi mergem în direcția aceasta. Vorbim de sute de miliarde la nivel global în această piață, la fel și când vorbim de piața de IT și eu cred că sunt oportunități bune aici pentru noi în toate domeniile prezentate anterior, cu un pic de atenție în zona de software. Domnul Ursu. Și eu să știți că sunt total de acord cu dumneavoastră și împărtășesc aceeași idee. Din expertiza pe care o avem noi, fiind nișați și fiind așa, având oameni dedicați sectorului acesta, vă pot spune că în România văd o masivă dezvoltare în zona IT și o perioadă viitoare cu mult impact. Și asta pentru că văd foarte multe dintre orașele din țară și chiar orașele mari dezvoltă zone special dedicate segmentului IT, iar
tinerii noștri sunt foarte buni, sunt foarte buni la asta și sunt atrași tot mai mult, au proiecte internaționale foarte, foarte multe, de anvergură foarte mare. Și de asemenea, firmele locale, nemai vorbind că marii competitori la nivel global vin în România strict pentru, mă gândesc în principal pentru IT-știi noștri, că sunt foarte buni, dar și firmele locale văd că au creșteri din ce în ce mai mari și creșteri sănătoase, proiecte foarte, foarte frumoase și la fel, la nivel internațional suntem destul de renumiți, să zic așa. Deci din punctul nostru de vedere bancar e o creștere mare și noi încercăm să ținem pasul cu ei și să-i sprijinim cât de mult putem, să găsim soluții flexibile de finanțare. Și când zic asta, mă refer că putem accesa, să zic așa, două dintre marile lor nevoi. Partea de, să zic, investiții în zona de sedii pentru firmele locale, mai exact, cât pe de altă parte proiectele mari de care au nevoie, unde este nevoie de finanțare pentru a le porni. Da? Și când zic, mă refer la investiții, de exemplu, mă refer la investiții imobiliare, unde sunt clienți care își doresc să atragă forță de muncă și își doresc să creeze un environment propice pentru IT-ști, astfel încât să se simtă confortabil, să își dezvolte sentimentul acela de apartenență. Și da, în final pot să zic că se vede o dezvoltare continuă și nu cred că ne vom opri aici. Deci trebuie să ia finanțare, că IT-știi sunt pretențioși așa la sediu, numai dacă trebuie să fie ceva frumos făcut, așa că trebuie să cheltui la început ca să-i atragi. Bine. Exact. Mulțumesc foarte mult. Deci e timpul ca și firmele românești, poate și instituțiile românești, beneficiarii, să cheltuie mai mult în IT. Până acum am avut mai mult export, tot, nu? Dar de acum înainte poate sunt și finanțări și beneficiari privați, beneficiari de stat, care de acum înainte vor crea cerere. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ZEFE Profesii Liberale. O discuție, cred eu, care rămâne din această discuție pentru cei care rămân câteva lucruri importante, pentru cei care vor să își se îndrepte către acest domeniu sau sunt la început deja sau au deja un business în acest sector. Mergi, încearcă, îndrăznește, pentru că există piață piață foarte bună pentru acest sector, atât pe plan local cât și pe plan internațional. Aceasta a fost ediția de astăzi a ZEFE Profesii Liberale. Vă urez o zi profitabilă în continuare. La revedere!